În ciuda ratării calificării în play-off și implicita obiectivului, după înfrângerea din ultima etapă de la Arad, președintele echipei buzoiene de rugby, Vasile Niță, s-a arătat entuziasmat de evoluția echipei sale și vede în culori optimiste viitorul. Atât de bine au jucat băieții și au avut atâta dăruire cât noi suntem convinși că, într-adevăr, la Buzău s-a format un nucleu și o echipă de rugby. Cei care n-au fost în deplasarea noastră nu vor mai face parte din lot. Înfrângerea de la Arad a fost pusă și pe seama arbitrajului favorabil gazdelor. Arbitru a avut un arbitraj mai pătrunitor, indiferent cât am fi jucat și cât ar fi durat meciul, măcar cu 1-0 și tot arbitru făcea să câștige Aradul. Până la Arad, buzoienii au făcut pe drum 14 ore. Au plecat la 8 dimineața și au ajuns la 10 seara. A fost destul de greu, o deplasare foarte lungă, foarte grea. Vă dați seama, o deplasare care noi am făcut-o nu pe partea scurtă, am luat-o prin București pentru că trebuia să luăm bucureștenii. Deci Buzău, București, Arad, aproape 800 km. Dus, 800 întors, vă dați seama, am ajuns la ora 10. Meciul de la Arad a încheiat divizia A de rugby. Stejarul Buzău a terminat pe locul 4 din 6 formații cu 5 victorii, un egal și 4 înfrângeri. Sezonul va continua cu câteva meciuri din Cupa României.